Ei bine, Narica, vrem atâți aplauzi. Eu sunt și eu telespectator. Am înțeles. Telespectatorul nostru, în seara asta avem prima semifinală, corect? Da. Joacă Italia cu Spania. Cine câștigă, Italia sau Spania? Italia, cred. Ok. Ciucă, cine a dat răspunsul ăsta? Pentru că ăsta era răspunsul corect la întrebarea noastră. Cine a dat primul răspuns corect? Stai că am pierdut mesajul. Hai să vedem. Se mai întâmplă, vrei. Avem un concurs și noi dăm o minge, două luni la voi. Gata. Hai că vedem. Babici Bliana. Biliana, nu? Bliana. Bliana, ok, Bliana. Perfect. Câștigătoarea noastră la Euro 2020. Iar acum ne pregătim în aplauzele noastre să primim alături de noi o artistă frumoasă, talentată, care seamănă foarte mult cu tatăl ei, pentru că și ea cântă și iubește să fie pe scenă. Diana Enache! Bună ziua și bine v-am găsit! Bine ai venit, Diana, să facem așa o piruetă. Ți-l prezintă pe Narica Răducanu. Ei, Doamne, cum să mi-l prezinți cu respect și sănătate, Doamne? Narica Răducanu. Și... eu cu taică sunt prieten foarte bun și fotbalist la acțiunea... Exact, la Naționala de Fotbal Artiștilor. Și Adrian Enache la Naționala Artiștilor. Eu mă bucur că uite ce, ce a ieșit de... A avut material bun, nu? Da, chiar am muncit, tată. Exact, și vreau să spunem că și el se uita... se uita acum la noi la emisiune, a zis, băi, a apărut fimea, e ok, e în regulă. Adrian, liniștește-te, totul e în regulă, e pe mâini bune. Știi că m-am învățat lecția, să n-ai nicio emoție, că nu ofer exclusivități. Acum beau și exact. iar Ciucă, iar Ciucă ar putea fi o exclusivitate, Adrian, dar pentru asta trebuie să, da, nu știu, să mai vorbim. Socru. Să trăiască tata socru. Tata socru, corect. Băi, Ciucă, m-ai pierdut, că de acum 2 ani, 3 ani, ei, cât au fost, nu mai, gata. Setea. Sunt aproape măritată, dar n-am inelul încă pe mână. Ok. Adică n-ai măritată, mai am o șansă. Dar totuși ai o piesă. Am o piesă, da, doar o dată. Și toată lumea mă întreabă după ce am lansat piesa Joc Periculos cu Alb Negru. Bă, după Joc Periculos vine doar o dată. Ce vrei tu să transmiți? Și am spus, nu vă gândiți la prostii, m-am gândit la faptul că ne îndrăgostim de mai multe ori în viață, dar iubim o singură dată. Și de ce spun asta? Pentru că am adunat așa toate poveștile din jurul meu și de la 20 de ani și de la 40 de ani și am ajuns la concluzia asta. Dar tu ai doar 24 de ani. Păi eu am doar 24 de ani, dar știi că aici am mai mult, că am fost mai... am luat-o înainte, ca să zic așa, am fost mai... Da, uite, dacă ai vorbit matură cu tatăl tău, ai putea constata că sunt oameni care au iubit de mai multe ori. Nu intrăm în subiectul ăla, pentru că el este un caz aparte, de aceea este singurul cu două case. Am înțeles, este singurul cu... Cu două case. Cu două case. Și el și cu Vali Vigelie. Două, cum e aia cu... Să iubești două femei. Să rămâi, nu, să iubești două femei, să rămâi cu toate trei. Asta e, deci două asta femei. Asta e melodia tatălui tău. Da, și e foarte mândru și bravo, tată, că tine nu e nimeni, să știi. Stai un pic, adică când spui că e două case, adică are haine și una într-o parte și în alta... Și ei, hai că deja intri, okay, du-te, da, pe la caserie și vorbim. Dar nici atunci, o glumesc, să știți, fac, okay, Caterin. Da, 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 ai spus că apare inelul peste ceva timp. Păi, te uiți? Că ești aproape măritată, ai zis. Inelul, zi, ce fac? Nu, dar ai zis că ești aproape măritată. E, așa am zis eu, dar eu, lasă ce zic eu, să vedem inelul, că așa înțeles vorbe. Deci sunt dacă multe. Ciucă se pregătește repede să vină cu inelul, nu e o problemă. E, nu, e o problemă, ai de muncă, dar spre imposibil, nu știu ce să zic acum, vedem. Cum spre imposibil? Nu e nimic, nu e imposibil. Așa e, iubirea schimbă tot, spunea o piesă. Ia uzi, Ciucă, și niciodată să nu spui niciodată, Ciucă. Bun, deci Diana Enache, oameni buni, are piesă nouă, o să ne cânte astăzi. Bre, vrei să o întreb ceva, că tot te uiți așa. Ce să întreb, bă, că... de nu mai întreb, că nu-i frumos. Cine ai zis că o să câștige diseară? Italia. Italia? Da, astăzi. Și eu zic că tot Italia. Uite, o blondă de la radio care dă în fiecare dimineață știrile. Pentru cred că Diana Enache lucrează și la radio. O ascultați la Național FM dimineața. Exact. Acum... de la ora 10 în fiecare dimineață alături de Denis Ciulinaru. Blonda se trezește, se duce la muncă. Să nu credeți că mă îmbrac frumos și vin la măruță toată ziua. Mai prezint o piesă. Nu. Deci, și muncește. Frate, muncește. Adică... și știți ce mi-a zis Cătălin acum vreo... că i-am luat vorba din gură, dar acum vreo 2 ani când am prezentat noi festivalul Bahus. Dacă ți-a aduce aminte și ziceam, băi, Cătăline, mă duc pe la unul, pe la altul. Hai că ce timbru mișto ai, hai că o să facem. Și nu face nimeni nimic. Și a zis, nu te lăsa, dă-i tare, dă-i tare, că și eu am plecat
Te joci și ia uite-mă unde sunt acum. Și aici, să fiu alabii dacă mă las. Nu mă las. Nu se lasă. Diana Enache, exact cum ați auzit, cu Denis Ciulinaru la Național FM. Sunt de la ora 10 acolo. Și între timp îmi place că n-ai abandonat povestea asta cu muzica. Și iată că dar n-am cum să abandonez radio. De fapt este a doua pasiunea mea. Și a pornit așa dintr-o Caterinca. Dar uite că s-a concluzionat și merge foarte bine. Important. Dar eu fac cânt, oameni buni. Cânt, nu sunt doar frumoasă. Trebuie să mă lupt cu chestia asta, să zic. Diana Enache, oameni buni, nu este doar frumoasă și cântă, nu este doar la radio, este și la televizor. Diana Enache pe Instagram și atenție. Enache, Enache, Diana, atenție, mare atenție. Să nu fie colega noastră. Fii atent că am primit un mesaj acum câteva zile și mi-a zis: domnișoară, dar dumneavoastră chiar nu aveți compasiune așa? Și zic, dar ce s-a întâmplat? Păi, ieri la ora 5 când a zis că a murit aia, că i-a dat, că i-a făcut, așa s-a prezentat știrile. Zic, domne, dar nu eram eu, era Diana Enache de la Pro. Așa că se mesaje primește și colega noastră Diana Enache. Exact, deci, perfect. Deci pe Instagram Enache Diana, piesa doar o dată pe YouTube, să vă uitați că am un băiat frumos acolo, dar nu l-am întâlnit nici eu. Ca o să știți. Vedem băiatul de pe YouTube. Până atunci o lăsăm pe Diana Enache să vă cânte. Noi, oameni buni, vă spunem că ne întâlnim mâine de la ora 3 după-amiază. Nearică să-ți dea Dumnezeu sănătate, be. Să fii fericit. La toată lumea. Și te aștept pe Instagram la mine. Cătălin Măruță, să-mi vii pe Instagram la mine. Bine, mă. Asta e, mă. Bine, bine, Nearică. Vin peste tot cu tot, n-am ce faci. Exact. Ne vedem mâine de la 3. Diana Enache ne cântă. Seară frumoasă, oameni buni.